deosebită plăcere și onoare să deschid recitalul inedit din această seară. De ce inedit? Pentru că dacă deschidem programul de sală, vom vedea lucrări care nu fac parte din repertoriul altor elevi de clasa a 10-a. De fiecare dată când mă uit la Ștefan, îmi dau seama că el este un copil. Dar în momentul în care Ștefan pune mâna pe vioară, îmi dau seama că avem de-a face cu un matur. Este foarte interesant că un copil de vârsta lui poate să înțeleagă cu atâta dăruire și cu atâta profunzime ceea ce cântă. Vreau să vă spun un lucru pe care până acum nu l-am spus, el poate că mă aude, poate că nu mă aude, dar dumneavoastră mă auziți, vă spun pentru prima dată. Ștefan este un copil, un elev pe care noi îl iubim foarte mult, este un elev cu care noi ne mândrim. Și eu personal, cu toate că nu am absolut niciun fel de aport, dar și noi ca școală. O să-l urmărim întotdeauna și după ce va pleca de la noi de la școală, pentru că aripile lui se întind și odată și odată trebuie să terminăm liceul și să mergem mai departe, o să-l urmărim cu aceeași curiozitate și iubire ca și când ar fi aici și categoric o să ne spunem a fost elevul nostru. Am lângă mine o persoană deosebită, atât pentru mine, cât și pentru mulți elevi din această școală. Am rugat-o și să știți că sunt foarte mândră că am reușit să o conving să vină aici alături de mine, pe doamna profesoară de română, Cosmina Hodoroană, care este de câtva timp și diriginta elevilor clasei a 10-a, clasă din care face parte și Ștefan. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar Cosmina este exact persoana potrivită pentru a fi îndrumătorul acestei clase. Cosmina, îți mulțumesc că ești alături de mine și te rog să spui ce dorești tu. E evident și pentru mine o onoare să fiu aici în deschiderea acestui recital. E o bucurie pentru mine inexplicabilă să-l ascult pe Ștefan, să o ascult și pe Ane. Și mă bucur foarte mult că Ștefan, dar și Ane, sunt genul acela de elevi care își educă la rândul lor profesorii. Și nu m-aș fi gândit niciodată că voi avea acces grație lor la hărți spre spații, spre teritorii, spre lumi, pe care nu mi-aș fi imaginat că le pot înțelege. Atât le urez succes și mulțumesc și eu, doamne Tudoran, și cred că să... Da, înainte vreau doar să vă spun invitații și atunci plecăm, Cosmina. În această seară, solist este Ștefan și Monca Oplița, pe care îl cunoaștem și îl iubim foarte mult, iar invitații săi sunt Radu Rotaru Pian, Ana Maria Joldea, vioară, pe care la fel o asigurăm de toată iubirea noastră, Gabriel Cenădan, violă, un fost elev de-al nostru, și Ștefan Ambruș, violoncel. Eu, din punctul nostru de vedere, vă dorim audiție plăcută și vă mulțumim încă o dată. Thank you.
17 și 1915 și 1917, o perioadă în care frământările sociale și politice nu au fost cele mai favorabile creației artistice. Este perioada de tinerețe a compozitorului, în care el este extrem de pasionat de muzica clasică, pe care o asculta adeseori în interpretarea mamei sale, când cânta la pian sonatele de Beethoven. În această perioadă a scris și Sinfonia Clasică și se declară pasionat de muzica clasică, dar în același timp el mărturisește că dorește să caute noi modalități de a compune și personalitatea sa excentrică îl duce spre niște ritmuri și căutări melodice cu totul și cu totul moderne în acea perioadă. Concertul are trei părți, un andantino, un scherzo și un andante final. În această lucrare se îmbină umorul, vivacitatea ritmică, dar și atitudinea contemplativă a compozitorului. Concertul a fost cântat pentru prima oară în Paris, în 1923, la Opera din Paris. Deși la premieră nu a avut un succes extraordinar și se pare că acest lucru s-a datorat interpretului care nu a înțeles modernitatea compozitorului, în foarte scurt timp, concertul devine unul dintre cele mai cunoscute lucrări din literatura violonistică. Am ales să vorbesc despre acest concert pentru că am găsit o foarte mare identitate între personalitatea lui Ștefan, așa cum îl cunosc eu, și ceea ce exprimă acest concert. Umorul, atitudinea contemplativă, uneori meditativă, pe care acest concert le exprimă, le regăsim mereu în felul de a se exprima al lui Ștefan. El știe să spună foarte frumos și un banc cu violoniști sau violiști, dar în același timp poate să îți spună, să-ți furnizeze o informație pe care el a citit-o sau a auzit-o undeva despre o lucrare sau un compozitor.
Ștefan spunea într-un interviu și îl citez: instrumentul este unealtea prin care eu exprim dragostea față de muzică. Sunt convinsă că cel mai bine îl putem cunoaște pe Ștefan exprimându-se prin muzică, așa cum numai el știe să facă. Audiție plăcută! Thank you.
Thank you.
E ca un vulcan. Evangheliști au fost trei, nu ca și Matei. Și atunci, cei evangheliști pot să fie muzica și vioara, profesorul și elevul, ca să nu ne exprimăm prea familiar, domnul profesor și Monca și elevul și Monca, dar inexplicabil și totuși absolut adevărat, există copilul și maturul în devenire. Am onoarea să am un caiet, l-am păstrat, amintiri ale unui violonist la 13 ani, care spune că, așa cum mulți au fost profund marcați de talentul unic, genial al acestui om, eu sunt unul la început de drum. Dar acest drum fără margini ar fi putut fi cu margini fără apariția monumentală și indispensabilă a lui Johann Sebastian Bach. Acest drum ne conduce din nou la cele două ipostaze umane a violonistului, interesat și de compoziție. Trebuie să recunoaștem că este momentul la care orice om isteț spune sigur, noi profesorii de teorie am făcut asta, nu profesorii de vioară. Dar nu e adevărat. Chiar dacă recunosc sau recunosc în numele catedrei, interesul pentru a orchestra are două surse. Cel de meserie, Cristian Neagu, și muzica ascultată. De când avea 3 ani, dacă bine știu, stătea lângă străbunicul, în sala filarmonicii și sorbea muzica. Pentru cei mai alte specii didactice, era vai de mine, dar copilul ăsta va plânge, va râde, va conturba și n-a conturbat. Urmează cele didactice, vai de mine copilul acesta, ce repertoriu ia, nu va iese prea mult, este prea greu și nu este prea greu. Și urmează acum, vai de mine, un ansamblu în fața dumneavoastră care fructifică penelul celui care este copil, este și matur, este muzician, este și violonist, bineînțeles, dar aranjamentele pentru quartet de coarte îi aparțin. Dacă ascult privirea severă din spate a domnului Boar, dirijorul orchestrei, trebuie să spun că este prima audiție mondială. La vârsta aceasta, ceva mai mult decât 13 ani, nu spun cât, deși pot să spun liniștit că e sub 18, ne interesează deja atâtea domenii. Dar spunem, și citez încă o dată, drumul meu putea fi cu margini, dacă nu eram în prezența lui Bach, a muzicii și poate și în prezența noastră. Succes!
Thank you.
sunteți?
Thank you.
Wow, ce foarte copilul ăsta!